Autoritățile de la Chișinău vor solicita, la sugestia Uniunii Europene, opinia Comisiei de la Veneția în privința interdicției aplicate membrilor partidului Șor declarat neconstituțional de a mai participa la alegeri. Despre asta a anunțat într-un interviu pentru Radio Chișinău șeful delegației UE în Moldova, Ianis Majeix, care a menționat că Uniunea Europeană urmărește situația și analizează dacă restricția este o decizie corectă sau nu. Oficialul european precizează că Uniunea Europeană urmărește situația și analizează dacă interdicția care ar putea fi aplicată membrilor partidului Șor de a participa la alegeri este o decizie corectă sau nu. Este un element pe care noi încă îl analizăm. Este recenta decizie a Parlamentului de a legătură cu membrii partidului Șor pentru interzicerea participării la următoarele alegeri. Am sugerat Guvernul Republicii Moldova și Parlamentul să solicite opinia Comisiei de la Veneția în acest sens. Această opinie este acum în așteptare, pentru că a fost o decizie foarte recentă, dar este ceva ce noi urmărim și ca să vedem dacă această restricție este una care acoperă aceste categorii de persoane, dacă este una corectă sau nu. În opinia lui Majeix, este important ca rezultatul scrutinului din 5 noiembrie să exprime adevărată voință a cetățenilor. În ce privește așteptările noastre de la alegerile locale, în primul rând, într-adevăr, exprimarea voinței veritabile a oamenilor, fiindcă autoritățile locale, de fapt, sunt cele care sunt cele mai aproape de oameni și care beneficiază de cel mai mare nivel de încredere din partea oamenilor. Amintim că membrii din conducerea partidului Șor, declarat neconstituțional, nu au dreptul să candideze la alegerile locale din acest an și nici la cele parlamentare sau prezidențiale din anul viitor. Se întâmplă după ce Parlamentul a votat la 31 iulie în lectură finală un amendament la codul electoral, prin care nu pot fi alese pe o perioadă de la 3 la 5 ani de la data pronunțării hotărârii Curții Constituționale privind declararea neconstituționalității unui partid politic persoanele care la acel moment erau membri ai organului executiv al partidului politic declarat neconstituțional, persoanele care ocupau funcții elective sau care erau pe liste de candidați supleanți din partea partidului politic declarat neconstituțional. Proiectul de lege a fost înregistrat de deputatul PAS, Olesea Stamate, care este și președinte Comisiei Parlamentare Juridice, Numiri și Imunități. Stamate a declarat că, de fapt, în proiectul de lege nu este vorba despre sancționarea individuală pentru acțiunile partidului. Aceasta este o măsură preventivă care restricționează dreptul de a candida al unui anumit cerc de persoane din partidul declarat neconstituțional. Ilan Șor a calificat inițiativa PAS drept ilegală și neconstituțională. Ulterior, 5 deputați aleși pe lista partidului Șor scos în afara legii au contestat decizia respectivă la Curtea Constituțională. Anterior, Asociația Promolex a declarat că proiectul de lege elaborat de PAS ar trebui să fie obiectul unei expertize juridice și să fie avizat de Comisia de la Veneția. Iar la stabilirea restricțiilor privind participarea la alegeri, trebuie respectat principiul proporționalității. Experții Promolex au amintit și că modificarea legislației electorale înainte de alegeri sau în perioada electorală nu este recomandată, inclusiv de către Comisia de la Veneția. La rândul său, Olesea Stamate a spus că instituirea interdicțiilor de a candida în privința membrilor partidului Șor declarat neconstituțional nu va afecta desfășurarea alegerilor locale generale din toamnă. În cadrul emisiunii Rezumat, deputatul a respins acuzațiile că prin această lege ar fi încălcate recomandările Comisiei de la Veneția, care stipulează că orice schimbare a sistemului electoral trebuie realizată cu un an înainte. În următorii 3 ani în Moldova vor avea loc 3 tipuri de alegeri. Anul acesta, alegeri locale generale, care sunt programate pentru 5 noiembrie, în 2024 alegeri prezidențiale și în 2025 alegeri parlamentare.